Anunț pentru 8.224.679 de români. Ce se întâmplă cu pensiile private obligatorii? Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 146,9 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 29% față de aceeași perioadă anului precedent. În iulie 2024, Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 146,9 miliarde de lei. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 146,9 miliarde de lei la sfârșitul lui iulie 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 29% față de aceeași perioadă anului precedent. Aproape toate investițiile fondurilor de pensii administrate privat, 94%. Au fost făcute în active din România, majoritatea în lei. Cele mai multe dintre acestea sunt titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București, BVB. În iulie 2024, contribuțiile colectate au fost de 1,57 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 381 de lei. La finalul lunii, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în active. Cu 95,63 miliarde de lei, 65,1%. Pe locul 2 se aflau acțiunile, cu 37,12 miliarde de lei, 25,3%, iar pe locul 3 obligațiunile corporative, cu 6,11 miliarde de lei, 4,2% din totalul activelor. În iulie 2024, Fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.224.679 de participanți. În cadrul pilonului ei sunt active următoarele fonduri de pensii Metropolitan Life, ARIC, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, NENE și VITAL, potrivit informațiilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. În august 2024 Numărul beneficiarilor a început să scadă. În august 2024, numărul beneficiarilor din România a început să scadă. În această lună, au fost doar 4.743.018 de pensionari din România, cu 1.704 mai puțin față de luna anterioară. Pensia medie era de 2.252 de lei, iar suma totală a pensiilor a fost de 10,679 miliarde lei. Dintre acești pensionari, 619.257 au lucrat în agricultură, având o pensie medie de 633 de lei. Dintre pensionarii din sistemul public de pensii, 3.811.040 erau pensionați la limita de vârstă, dintre care 2.186.852 erau femei. Pensia medie pentru această categorie era de 2.510 lei în august 2024, au primit pensie anticipată 4428 de persoane, pensia medie era de 3148 lei. Pensia anticipată parțială au avut 87.128 de persoane, pensia medie era de 2.285 lei, iar pensie de invaliditate au avut 391.201 persoane, pensia medie era de 948 lei dintre care 44945 aveau gradul întâi de invaliditate. Pensia medie era de 817 lei. Pensia de urmaș a fost acordată la 449111 persoane, cu o pensie medie de 1179 lei. În același timp, 110 pensionari au primit ajutor social, cu o medie de 540 lei.